Bună seara și bun găsit la o nouă întâlnire cu nutriționistul nostru de serviciu, Anca Bosga, este alături de noi. Bună seara! Bună seara, Cristi! Bună seara tuturor! Ne revedem să vorbim despre o temă de sezon, aș spune eu, dar vine și în acel mesaj pe care îl auzim în mod normal pe canalele media și este vorba despre consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi, pe care toată lumea vrea să îl reducă. Da, excesul, pentru că excesul face mult rău. Nu înseamnă să reducem cu totul cantitățile, deși când vine vorba de zahăr, acolo e cu totul altă poveste. Noi alegem, în schimb, să vorbim despre consumul excesiv de grăsimi în seara aceasta, de ce e temă de sezon. E bine, dacă ne uităm în jurul nostru, toată lumea vine cu câte ceva de pe la țară și este sezonul tăierii porcului, Ignatul încă n-a venit, dar știm cu ce se mănâncă treaba aceasta. Ok, se fac excese. Iar dacă vorbim de grăsimi, ne vine în minte imediat sistemul cardiovascular, problemele cerebrale și alte și alte chestiuni. Asta când se ajunge la un exces care să lase urme adânci, care să ne afecteze sănătatea pe termen lung. Dar până acolo, să o luăm în mod optimist. Cum începem noi să discutăm despre tema aceasta? Excesul de grăsimi. Da, acum în mod optimist nu chiar, pentru că am ales tema din mai multe motive. Aș vrea să nu intrăm foarte mult în amănunte, ci să dezbatem mai mult partea aceasta de cantitate și să ajungem cumva la ce înseamnă exces și ce înseamnă cantitate potrivită atunci când este vorba despre grăsimi. Nu trebuie să ne sperie consumul de grăsimi și în niciun caz nu trebuie să ne ferim de ele, pentru că este necesar consumul de grăsimi și când vorbim despre aport caloric, 25-30% din aportul nostru caloric zilnic trebuie să fie asigurat și de aceste grăsimi, de care bineînțeles că avem nevoie. Dar care grăsimi? Și atunci, ca să nu intrăm foarte mult în amănunte, le împărțim în sănătoase, două. Sănătoase, mă gândesc. De care sunt alea sănătoase? Așa. Și avem odată grăsimi solide, da, la temperatura camerei și aici găsim unturi, margarine, untura, de ce untură, nu? Untură, slănină și așa mai departe. Și avem și uleiurile lichide, da? Uleiurile vegetale, ulei de floarea soarelui, de palmier, care nu e neapărat cel mai sănătos. Asta nu-ți place, știu. Asta a fost o discuție anterioară în care l-ai condamnat cu totul. L-am condamnat pentru că acolo, cum să spun, există partea aceea pe care noi o condamnăm, da? care afectează sănătatea noastră și oricum uleiurile lichide trebuie și ele consumate, chiar dacă sunt vegetale, trebuie consumate în anumite cantități, nu foarte mari, și să ajungem acolo. Și cum am mai discutat și cu altă ocazie, în momentul în care uleiurile sunt aduse la temperatură, chiar și la căldură sau la lumină, ele automat își schimbă compoziția și devin toxice. Băbește, uleiul râncezește la căldură, iar la temperaturi mai ridicate vorbim deja despre volatilizare, gazeificare, exact, și apariția multor materiale care sunt toxice, exact, până la urmă. Și uleiul de palmier chiar face mult. Știi? De aceea este de preferat să nu îl consumăm. Bine, cu uleiul de palmier a venit odată cu industrializarea rapidă a ce înseamnă prepararea mâncării și cantitățile mari care trebuie trecute prin baia fierbinte de ulei. Și nu se descompune, trecut, nu face fum, dar are metecne de moda, ulei. A mai trecut moda, zic eu, și cred că începem să ne informăm din ce în ce mai mult și începem să conștientizăm că raționalizarea nu înseamnă neapărat ceva periculos, da? O să ajungem și la cantități imediat. De ce ne ferim de grăsime? Așa cum am spus, ele trebuie să reprezinte 25-30% din aportul nostru caloric zilnic, dar totuși trebuie mare atenție. De ce? Pentru că
Excesul de, atât excesul de grăsimi, cât și excesul de zaharuri, cât și excesul, așa cum ai spus tu, de sare, dar acum nu vorbim despre sare. Da, e din gama aceea din pe gama care aceea o cunoaștem, de pericol, da. Dar și excesul de zaharuri se transformă la un moment dat în grăsime. Alcoolul consumat în exces și sistematic, din nou, este periculos și ajungem să ne trezim cu ficat gras, alcoolic sau non-alcoolic, cu țesut adipos în exces. În momentul în care avem țesut adipos în exces și am mai discutat despre asta, automat această grăsime în exces se transformă într-o mare glandă hormonală și acești hormoni ajung să se îndrepte împotriva noastră. Da, și împun deja punctul de vedere, și să spunem punctul așa, de vedere plastic. Și apar tot felul de probleme de sănătate. Mai mult, grăsimea în exces, și o să vorbesc așa plastic, înfundă partea asta de sistem circulator. Da, creând, ilustrație. Exact, creând, da, diverse probleme. De asemenea, crește predispoziția spre anumite boli grave, ca de exemplu cancerul de sân, atât la femei cât și la bărbați, de prostată, da? Crește incidența fibroamelor uterine și sunt tot mai multe femei care se confruntă cu așa ceva, este una dintre cauze. Apar aceste analize în care găsim colesterolul mărit, trigliceride și așa și mai tot departe. Setul acesta, și tot acest set și ne speriem. De ce ne speriem? Pentru că asta ni se întâmplă. De asemenea, fumatul, și am mai discutat și cu alte ocazii, crește nivelul de colesterol din sânge și atunci noi, dacă plusăm foarte mult și cu grăsime, plusăm la, evident, la problemă. Ne mai și îngrașă pe deasupra. Am menționat acest țesut adipos și amuzant este că mulți au impresia că acest țesut adipos are legătură cu apa. Și se apucă... Organismul ar fi inundat, nu? Asta e glumă. Este glumă, dar foarte mulți o iau ca atare și se apucă de mers la sală ca să transpire. Se înfășoară cu tot felul de celofane, cu tot felul de costume din acestea care se elimină apa, se duc la saună și elimină apa. Bun, în afară de faptul că se deshidratează, că se pierde elasticitatea pielii, nu vor arde grăsime. N-are nicio legătură. Sau mai mult sunt persoane care pentru a slăbi și pentru a reuși să scadă la cântar se apucă să ia permanent diuretice. Nu se va arde țesutul gras, dimpotrivă, se vor și deshidrata. De asemenea, vor avea probleme inclusiv de coagulare, deoarece avem nevoie și de apă, da? Și problemele se pot agrava din ce în ce mai mult. Așa că, în niciun caz, nu abordăm astfel lucrurile și dacă avem foarte mult țesut adipos, cu atât mai mult nu ne apucăm de mers la saună, de transpirat în exces, ci ne concentrăm pe arsul de grăsime. Și bun, atunci e o perioadă mai specială, te opresc puțin, pentru că știm că odată cu venirea frigului simțim că ne este mai foame, arde mai multe calorii din cauza că organismul nostru trebuie să-și mențină temperatura, dar suplimentăm cu mult prea mult. E bine, echilibrul dintre acestea și mai ales ținând cont de vârstă, pentru că și metabolismul are ritmul lui înainte de 30 de ani și după 30 de ani. E bine, dar când vine frigul, atunci ne apucă foamea. Ce facem cu foamea aceasta? Am spus și acum 2 săptămâni. Vreau să spui cât de mult. Spun cât de mult. Am spus și acum 2 săptămâni. Într-adevăr, avem nevoie chiar și de țesut gras iarna, pentru că un pic ne protejează de temperaturile scăzute. Dar tot moderație. Moderație în orice anotimp. În moderație chiar și în anotimpul acesta al sărbătorilor. Ca să nu ajungem să vindecăm. Și atunci aș vrea să luăm exemplu unei persoane, de exemplu femeie, da, de 60 de kilograme, care are o activitate intensă, da, face inclusiv sport și pe calcule plus minus făcute așa la repezială, are un necesar caloric de aproximativ 2000 de calorii pe zi, să zic. 9,3 calorii furnizează un gram de grăsime, da? Și atunci aceste
2000 de calorii, dacă calculăm 25-30% cum am spus că trebuie să reprezinte grăsimile, ne vom raporta la aproximativ 500 de calorii. Da? Din 2000, 25% avem acolo 500 de calorii. Bun, 500 de calorii, dacă le împărțim, cum am spus, la 9,3, cât ne dă acolo? Pe mine m-ai pierdut pe drum, așa că calculează tu în continuare. Cât ne dă? Hai să vedem. 500, o să avem nevoie, hai să facem cu telefonul. Bun, hai să vedem. Cui iese? Deci ce împărțim cu ce? Exact. Zi, hai că am calculatorul 500 aici. 500 de calorii. 500 împărțit la... 500 împărțit, da, împărțit la 9,3. Bun, egal cu 53,76. 53,76. Bun, acum din aceste 53,76 de grame, da, ideal este să avem preponderent grăsimi care sunt sănătoase, da, grăsimi nesaturate. Grăsimile saturate, adică cele solide la temperatura camerei, maxim vor reprezenta 25% din consumul nostru zilnic de grăsimi. Și acolo, dacă stăm și împărțim 53 aceștia la 4, da. Deci maxim 25%, recomandările ar fi să fie 0 sau maxim 8%, dar hai să fim drăguți, să fie 25%, ajungem la aproximativ 15-16 grame. Bun, și acum mergem către acele alimente solide, unt, slănină, și ne gândim la aceste 10, 15, 20 de grame. Zâmbești într-un fel, dar... Da, e cam puțin tel, așa. Nu e puțin tel, este exact ce trebuie să fie. De asta vroiam să discutăm, ca să se înțeleagă, mai ales că vin sărbătorile și ne dorim să mâncăm aceste grăsimi. De ce ne dorim să le mâncăm? Pentru că avem acest cult al gustului mâncărurilor și mâncarea ne place să fie bună și grăsimea dă gust bun mâncărurilor. Preia gustul și aromele din toate ingredientele și le înglobează, așa le blochează este, acolo și ne place că e gustoasă. Și ne place și grăsimile sunt necesare, dar acestea pe care le-am specificat, este important să fie consumate într-o cantitate cât mai redusă, astfel încât să ne menținem sănătatea în afară de orice pericol. Avem nevoie de grăsimi, pentru că ele, și-am mai spus și cu alte ocazii, ajută la asimilarea anumitor vitamine. Vitaminele care sunt solubile în mediul gras, A, D, E, K, de exemplu, roșia. Da, unde avem antioxidantul licopen, dacă nu punem un pic de grăsime acolo, licopenul se va absorbi cam la 5%. Mm-hmm. Adică foarte puțin. Deci are nevoie de un mediu gras. Există nevoia asta de mediu gras, dar nu o luăm din slănină. Am spus câtă slăninuță putem mânca sau cât unt. O feliuță, două. Mama, este încă o chestie, e cultul de care ai vorbit și de tradiția aceea, că în perioada aceasta se taie porcul și se mănâncă gras. Da. Așa e pe puțin. La noi. Ok, bun, cât de puțin, nu știu, fiecare cum se descurcă. Am specificat care este o cantitate care este potrivită. Pe urmă vor veni mulți și vor spune, bun, dar totuși trebuie să consumăm grăsimi, da? Avem grăsimi, avem grăsimi în nuci, avem grăsimi în avocado, avem grăsimi bune, am mai povestit, inclusiv în ou, da? Nu sunt dăunătoare dacă nu îl prăjim. Avem grăsimi în lactate și acolo, bineînțeles, cu cât lactatul este mai fermentat și este mai solid, cu atât concentrația de grăsime este mai mare și atunci cantitatea consumată este important să fie mult mai redusă ca să ne ținem departe de probleme. De asta, în momentul în care mâncăm o telemea cașcaval, pacienții mei se uită lung la mine când le spun 30, 40, maxim 50 de grame dacă îl combinăm cu altceva. Mă refer cu un pic de șuncă. Unde pe avem... zi. Da. La o masă. Pe la zi, masă. Da. Pe zi. De... Și pare puțin, dar nu este. Este exact cât ne trebuie, astfel încât să nu apară probleme. Când vorbim despre celelalte uleiuri, respectiv cele lichide, acolo mă gândesc că cei care ne urmăresc au trecut prin perioada de raționalizare. Și era, dacă știu bine discuțiile, un litru de ulei
pe lună de persoană sau, mă rog, ceva de genul ăsta aproximativ. Da, da, da. Dacă împărțim la 30 de zile, ne dau acolo aproximativ 33 de mililitri de ulei pe zi. Asta ar fi 2 linguri de ulei. De măsline de preferat, de in, de dovleac. Nu era cazul cu raționalizarea, nu era ulei de măsline. Era nu ulei era de ulei de măsline, soarele, era da. Ulei de floarea soarelui. Dacă nu-l folosim la prăjit, este perfect. Dar aceasta este o doză de una, două linguri cu care nu exagerăm. Și în, dacă ne rezumăm la acest consum, suntem, cum să spun, în grafic. Protecție, în da. Grafic. Cu cât depășim, ne trezim cu nivelul de colesterol mărit și cu toate problemele pe care le-am, pe care le-am expus. Deci consumăm grăsimi, ele ca și nivel de calorie sunt vârful piramidei alimentare. Mâncăm un pic de grăsimi și ca și calorie deja este mult. Am mai spus și cu alte ocazii, un pumn cât ne încape în căușul palmei de semințe, nuci și așa mai departe, da. Nu așa, ci așa. Când mâncăm o bucată de carne, podul palmei, ne mâncăm și degetele și așa mai departe. Acestea sunt porțiile care nu ne pun în pericol sănătatea. Și dacă suntem atenți și cele periculoase, și am spus cele solide la temperatura camerei, sunt consumate cu moderație, nu pot apărea probleme. Ok, trebuie să mai vorbim despre un fond de oboseală pe care putem mânca mult, pentru că ne dorim calorii în momentul în care să ieșim din letargia aceea, din oboseală, mâncăm. E bine, nu rezolvăm nimic cu asta, doar că dormim, să zicem, mai liniștiți, dar nici asta nu e cazul, pentru că nu e bine ce se întâmplă. Dar pentru a ieși din stările de letargie, mulți se refugiază în mâncare și în calorii multe. În cazul grăsimilor, cât este de păcătoasă treaba? Păi am spus că este păcătoasă dacă mănânci o cantitate foarte mult. Ne scot grăsimile din letargie? Nu. Cum ne scoate o ciocolată, de exemplu? Dar este și ciocolata și vom vorbi și despre păi da, tatonez deja următorul de zahăr. Subiect. Da. Sunt glucide care sunt simple și se absorb foarte repede în sânge. Impresia că ne dau energie este de scurtă durată. Dacă dorim să ne refugiem în mâncare, atunci automat încercăm să căutăm să obținem sațietate și căutăm să mâncăm o cantitate de mâncare suficientă, slab calorică. Nu este obligatoriu ca mâncarea să fie și calorică. Da? Putem mânca o supă, putem mânca fibre, o salată sau niște crudități. Uite, putem mânca avocado și poate fi subiectul următoarei emisiuni. Un pic să vă povestim despre avocado, care este și sățios, este și bogat în fibre și automat ne dă această senzație că ne-am săturat. Nu este obligatoriu să mâncăm calorii multe la o masă. Ok, atât despre grăsimi pentru astăzi. Vom continua această serie despre recomandările care ni se fac despre sare, zahăr și grăsimi în contextul acesta al sărbătorilor, al sezonului de iarnă, al exceselor estivale și așa mai departe. Dar până acolo, ca notă de final, atunci... Cantități mici. Una, două linguri de ulei, orice, o bucățică mică de unt, o bucățică mică de slănină este permisă, nu e o problemă, dar în aceste limite. Cu cât le depășim mai mult, cu atât pot apărea acele probleme, o parte dintre ele pe care le-am specificat, pentru că nu neapărat vreau să sperii lumea, dar cu toții știm exact cum stăm pe partea de sănătate. Nu-i nevoie să notăm în grăsime, mai bine mergem la not, că e suficient. Not în apă, da? Și faptul că avem țesut gras, faptul că avem burtică, nu este în niciun caz dovadă de bunăstare. Nu. Nu este. Dar la fete poate să fie un pic, pentru că ele sunt structurate altfel și ele au un pic mai multă grăsime decât băieții. Adevărat sau nu?
Au fetele mai multă grăsime decât băieții, este și indicat să aibă mai multă grăsime decât așa. Băieții pentru a Dacă funcționa, mi-aduc eu bine aminte de discuțiile pentru noastre a funcționa anterioare, bine din punct de vedere hormonal, dar și această grăsime este important să o păstrăm la nivel optim, astfel încât metabolismul să nu ne fie încetinit și astfel încât sistemul nostru hormonal să funcționeze exact așa cum trebuie și cum este bine pentru noi. Nimic extrem nu-i bun, nici prea multă grăsime, dar nici prea puțină în corp. Deci ne ferim să avem acest nivel de grăsime prea mare, atât la femei cât și la bărbați. La bărbați să știi că este tot problematic dacă este foarte mult acumulat în zona abdominală. Acolo deja au apărut deja problemele când alea avem sunt un pic de burtică. Deja probleme. Da. Anca, da. Mulțumesc frumos pentru această incursiune din seara aceasta. Ne reauzim săptămâna viitoare cu alte și alte surprize din domeniul acesta, sare, zahăr și grăsimi, pentru că este o temă, un leitmotiv care ne apare de foarte multe ori în față. Ne le aduc cei din media, pentru că există campanii care încearcă cumva să reglementeze ceea ce se întâmplă cu acești compuși ai mâncării noastre. Încearcă, pe de altă parte încearcă și pe de cealaltă parte abundă reclamele la tot felul de produse alimentare care mai bogate în grăsimi hidrogenate și în siropuri de glucoză fructoză, care duc tot așa la consum exagerat de zahăr și grăsimi. Vorbim și despre asta. E bine, da. Într-un episod următor. Mulțumesc încă o dată cu mare pentru drag. Prezență și să ne revedem cu bine. Bine. La revedere, o seară bună tuturor. Seară bună. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează.